Da, bună, bună! Mă gândeam, salut, salut, gașcă, bună, bună! Am vrut să-i mai dau un... traseu 2, dar are o poveste lungă. Chiar am povestit și Corneliu, cu Corneliu, 1%. Cu 1% am venit, fraților, până aici, cu 1%. M-am dus aici chiar la intrare în ăsta, mi-am încărcat cu 20% baterie, am zis că vreau să intru în Chioggia, pentru că trebuie să ies afară. Eu n-am traseu pe aici, aici închis. Vezi, dacă mergi pe aici, n-ai pe unde să treci, trebuie să vin înapoi. Și am zis că filmez și trec înapoi și direcția mea undeva încolo, în dreapta, adică trebuie să țin Veneția. Mă bag iară pe națională, care duce iară până la Veneția, deci asta e. 20 de kilometri, ăsta e podul care duce spre centru vechi al orașului. Un oraș foarte, foarte combinat. Foarte combinat. Mă uitați, foarte, foarte încurcat. De foarte, m-am uitat pe hartă, nu-l înțelegeam nici cum. Deci ăsta e pur și simplu pe apă, ca Veneția. Deci orașul ăsta e pur și simplu pe apă. Uitați. Ați, acolo are construcții, dar mie mi-arată centru aici, în direcția asta, mi-arată pe partea asta, pentru că de-aia așa am ales partea asta. Vedeți drumul ăla de acolo? Pe ăla trebuie să mă duc eu. Ăla, unde vedeți cu roșu acolo, ăla e drumul meu, ca să pot să ocolesc și să mă duc spre Veneția. Deci orașul ăsta e pur și simplu ca Veneția. Pe apă. Doar pe apă. Tot e în apă. Deci mâncava sufletul vostru, cum a zis și Elon Musk, ăsta e primul oraș care va fi dus. Toată zona asta a Italiei, în câțiva ani, totul va dispărea. Deci și că să urce nivelul apei, să urce nivelul apei, bă, cu un metru, un metru e dezastru. Deci cu un metru, un metru e foarte mic, de aici până aici. Ce un metru? Da, dar la chestiile astea se cunoaște, la noi nu. La noi nu, că ne luăm o scară de un metru și stăm deasupra și nu ne udăm. Da, ăsta e intrarea, băieții, în Chioggia, un oraș foarte, foarte, foarte... șmecher și are la fel are o istorie foarte șmecheră legată de Imperiul Roman și ăsta și Veneția, toată partea asta până la Trieste. La Trieste atunci pe partea de sus nu prea aveau ei combatanță că nu-i atăcau nimeni din partea munților, adică din partea Alpilor. Acolo era cum ar veni un zid, muntele era numit oarecum un zid de protecție pe o parte a nordului a Italiei. Deși au încercat ei să cucerească peste nordul Italiei, dar erau prea mulți munți și nu s-au mai interesat ei de lucrurile astea. Oricum avea lucruri mult mai importante ei. Da, uitați aici, pescării, poduri, mamă, l-ai rupt mâncața, sufletul. Pe ăla trece cineva, mă. Pe ăla tot îi rupt mâncața și tot îi putred. Ăla cred că e pescuit. Da, uitați aici. Asta e meseria lor, băieții. În Chioggia, tăți-s pescare aici, uitați. Tot e pescărie pe aici. Tot e pescărie pe aici. Am văzut o locomotivă, mă, mâncavaș. Bă, o locomotivă de amul 100 de ani, mâncața și 150 de ani. Mergea. Bă, chiar mergea. Nu știu, cred că era de turiști, nu știu. Era o locomotivă veche și mergea. M-am gândit, mă, cât e de putră de asta, uitați aici, șmecherii. Mamă, ce manevre au așa de pescuit, cu paleți, mă, cu boxuri de la paleți. Aia, ce șmecherie au ei de pescuit. Plastic frumos, foarte, foarte șmecherie. Ridică capacele, lasă să strângă capace, au închis capacul, că el când ridică, eu știu șmecheria asta. Se deschid capacele, de la apă se deschid automat. Și se bagă acolo crapii și așa mai departe, pe fund, că le dăm omeală, înțelegi, carne le pune. Și cum se bagă, că ridică, automat capacul se închide de la presiunea apei. E o șmecherie foarte simplă, doar trebuie să o vedeți. Uitați acolo ce șmecherie și partea aia. Mamă, dar nu văd, doar blocuri noi. Nu aș vedea eu ceva treburi. Podul ăsta e singura intrare în oraș, adică pe pietonal. Nu știu dacă o să mă lese pe mine să trec pe partea aia acolo, că e foarte, foarte lung. Nu știu cum să fie, ăla să fie drumul meu. Ăla e drumul meu ca să mă duc spre Veneția. Pe aici nu pot, că mai mă înfund. Dar dacă mă duc în capăt, mă înfund.
putea să mă întorc înapoi. Aici nu e nicio scăpare. Singura scăpare e că dacă e combinația, până apă. Deci pe aici n-ai nicio scăpare, toată lumea trece pe aici. Toată lumea trece pe aici. Asta e Chioggia, băieți. Am zis că filmez cu... Am zis că încerc să filmez acum cu telefonul jos. Ce e ăla? Să filmez așa cu telefonul jos, că poate o să prind mai frumos cadru pe oraș și așa mai departe. Uitați. Da, nu neapărat frumos pentru alții. Să fie și frumos pentru mine, că chiar am spus că bă, chiar se vede mai mult, mai larg. Da? La chestia asta trebuie să ții telefonul pe un stativ, nu în mână. În mână nu prea ține manevra. Dacă îl întorci spre mine, nu mai știu cum să-l țin, că țin de butoane și pot să închid filmarea, după aceea tot se duce pe brânză. Da. Aici ce ar fi centru vechi, nu știu cât de greu centru vechi ar fi, dar după așezarea geografică a Italiei, ar trebui să fie aici, ar trebui să fie partea asta cel puțin, bine, nici nu mai zic de Imperiul Roman, 2000 de ani. Deci pe cel puțin peste 2000 de ani trebuie să fie pe partea asta, pe partea asta de pe închis asta. Asta e un oraș închis, Campo Gemme Marconi. Au și băieți internet, văd că au. Pe hârtie și pe anunțuri vreau băieți internet. Uite aici ceva, autobuze, nici nu știu unde merg. Scoci panoramic, Chioggia. Sunt aici locuri panoramice, doamne, chiar și o să-mi trag eu vă câteva. Dar până atunci am zis, dacă ne-am dat drum la filmare, let's go in the town. Let's go in the town to see how you look. Mam, uite ce șmecher pot. Muzeul civic de la sud. Muzeul, mă gândiți pe mie, muzeele. Muzeele nu-i nimic clar cu o discuție. Să găsesc acum arhefacte de 10-20 de mii de ani. Come on, man. Muzeul civic, nu. Muzeul, nu. Nu mă lăsați pe mie muzeul. Pe mie mă lăsează doar istoria în profunzimea orașului. Adică vechimile și cât e de vechi și ce poate să prezinte. Atunci îmi dai o seama. Eu numai atâta să văd banii. Văd anii și știu eu exact ce s-a întâmplat aici, ce manevri au fost aici. Anii. Fac calcule, știu ce s-a întâmplat pe vremea aia și atunci știu exact ce a fost aici, acum, câtva timp în urmă. Văd acolo o biserică mare, aia ar părea ceva cam veche. Hai să trecem un pic pe partea asta, uitați aici, așa? Muzeul Civico. Păi, Muzeul Civico, uitați aici ce comic e. Bărci. Asta e, cred că e meseria lor de bază. Bărcile, meseria lor de bază, pescuitul. Nu sunt astea de turiști. Aici, de aici începe. Uitați, de aici începe centrul vechi. Nu vreau să mă uit pe afișe din asta să-mi disturbe inteligența, pentru că pe mine nu mă interesează, v-am spus, istoria lor. Pe mine nu mă interesează, pentru că în istorie sunt trecuțe cu nume, dar nu ei au construit absolut nimica. Ei au fost doar la conducere pe vremea aia și numele lor au rămas. Pe mine nu mă interesează numele de creator, pe mine înseamnă creatorii, adică creația, ce-a rămas după ei, cam asta e una dintre ele, vedeți, asta e o creație, înțelegi? Uitați, cam să vă dați seama că aici au fost mașini, pe aici sunt la cai, de sub și așa mai departe, nu o să o construi podul ăsta numai așa, ăsta e pod vechi, aici s-a ridicat nivelul apei și aici a fost alt nivel de oraș față de cel ce arată acum câțiva mii de ani. Ce e aici, admirale? Aici o intrare, hai să intrăm până ea, cum facem noi de obicei. Anu, mădână, camaniar, am zis că învăț și nu învăț, că n-am timp, când mă pun pe telefon, e descărcat telefonul și uite așa, uite aici parc, foarte frumos, cam. Foarte frumos aici parcul ăsta, foarte frumos, uite aici. Suntem în Chioggia, băieți. Mai un pod acolo. Acum sunt eu pe un pod. Și asta e biserica la care vreau să intru în ea, nu? Dacă e o biserică, asta e și ideea. Și atunci o să vă spun exact ce s-a întâmplat aici. Și atunci o să vă spun eu exact ce e aici. Uitați.
Mamă, mamă. Mamă, uite, secolul al XV-lea. Nu, e al XIV-lea, că 1V. 1V, secolul XIV, hai să vedem acolo. Mamă, mamă, bă, ăsta e oraș mare, mă. Mamă, mamă, dar ce mic se vede pe hartă, mă, dar asta e mare. Ia că am văzut poarta Garibaldi, Senza Maria Coso del Porto, Piața Garibaldi, Dora Re di Santa Maria Corso de Porto, așa, în 1379, vezi? Deci, am spus, în 1379, dar n-are cum, ceva e pe manevră, 1500 frăcăsătea, deci, siguranță prima de la Guerra, prima de la Guerra în 1379, asta ar veni undeva cu primul război mondial, deci, primul război mondial a ținut mult, mă, a ținut 100 și ceva de ani, mă. Primul război mondial a fost și toată lumea se bătea cu toată lumea atunci. Toată lumea era ocupată cu altcineva. Americanii cu vietnamezii, ăla cu ăla. Uite aici, biserica de-a închisă. Uite ce părculeț frumos în fața la biserică. Uite aici, au mai rămas niște... Aici fac pare că iar e ceva vechi. Hai, come on. Uite aici, iar e ceva vechi. Aici beau oamenii, apă, cai. Înțelegi că era și distanța de... Doar o mai făcut-o ei și o mai... Aici e ceva refacte vechi. Da. Porumbeii s-au pus acolo. Ar trebui să lese porumbeii, mă, că mă strică și... Pune țepi acolo, lasă porumbeii. Animale mizerabile, păsări mizerabile. Unde e măr, numai mizerie fac. Astea nici nu-s păsări pentru mine. Eu zic, pentru porumbei nici nu există ca păsări. Uite, închisă biserica. A, de la porta centrale, pe partea cealaltă. De acolo are ceva, are o construcție. Acolo e ceva de popă. Uiteți care și cu mur sus și nu știu la ce se referă asta. Încă băgată în perete, pe cealaltă parte și pe cealaltă parte. Deci aici urca sus băiatul și ce văzea? Deci ceva fier. Mânerele, presupun. Nu prinde muzeul, zice sună 50.000. Lăsați-mă cu muzeile, fraților, că muzeele nu mă interesează pe mine. Lucruri care le pretinde că le găsim, dar nu le putem documenta. Dar le documentează istoria și iar nu avem de unde ști. Nu putem lua măsurile astea ca voi, ca să știm cum le poate documenta istoria. Uite aici. În 1600, îmi dă primul calcul, 1800, comune de pe după, nu. Aici apertura. The square living between Western side, the cathedral and the side of place in the great popular secret in small church, this angle of the most with the city on the provisor the painting of the Luigi Nano refugium per camulă de la galeria de arte. Asta e mai mult o poveste. Am spus, pe mine nu mă interesează poveștile lor. Poveștile lor ei și le-au făcut că i-au avut puterea să și le facă. Dar nu numai că nu se spune de Iordică, care a muncit aici până a murit și familia lui și toate generațiile. Normal că nu se scrie de ei. Le face, cum a fost și la al doilea război mondial. Am văzut că le face un tablou, o piatră din ea, păi pune acolo nume. Da, cine să știe cine a fost ăla, cine? Ce nume? Ce? Cu numele trăim noi, uitați aici. A, numele și cu tare și cu tare. Pă, cine se pune să citească un panou de 1000 de nume? Cine se pune? Come on, guys. Cine se pune să citească un tablou cu 1000 de nume? Să vezi cine a fost acolo. De parcă tu știi. Da, dar vezi că în biserica asta, dacă scrie Gheorghică, că l-a chemat Gheorghică pe omul ăla, nu a făcut Gheorghică omul ăla. Ăla a fost un șef pe vremea aia care și-a pus numele pe munca și pe spatele altora. Eu sunt asta de părere. Pe mine nu mă interesează pe 1000 de nume, dinastia și așa mai departe. Nu. Eu vreau să văd ce au construit strămoșii noștri, nu numele care s-au proclamat în construcția lor. Mie nu mă interesează pe mine numele. Absolut deloc nu mă interesează numele lor. Uitați aici. Îmi spuneți-vă, uitați, acolo numai bărcile mici intră. Bărcile mici, mâncați-a sufletul tău, aia nu intră bărcile mari. Bărcile mici, așa mici. Bum, 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 bum. O trecere de pe partea cealaltă, chiar am făcut popodul ăsta. Da. Foarte frumoasă Chioggia, foarte frumoasă, foarte, foarte, foarte frumoasă. Nici nu vin să cred că-s aici. Nici n-am auzit vreodată de orașul ăsta și nici n-am știut că există așa ceva. Extraordinar. Foarte frumos. Vreau să văd dacă pot să intru la biserică, că pe partea asta nu se poate intra.
Să vedem, ne ducem rată. Dar orașul e foarte frumos, foarte frumos. Să văd cum mă combin, poate că după ce termin filmarea, mă duc până în capăt, tot orașul. Până în capăt mă duc, până e apă. În capăt e apă, nu mă poți mai mai departe, trebuie să vin înapoi. Uite, aici e intrarea principală. Cam. E închisă. Ah, no. Come on. Închis-o. Dacă văd eu acum din ce ani biserica asta și fac eu de... N-are cum să fie din 1600, n-are. Na. Asta este o de peste 2000 de ani. Da, poate că nu e biserica asta, poate că. Și se vede și pe ea că e, cum am zis, cărămidiu, că am povestit în foarte multe cazuri despre cărămidă și piatră. Deci cărămida e 1600-1700, în sus, 1500 deja e cu cântec. Păi deci, secolul 9, 11, secolul 11, altcumva vorbim 1100, deci, altcumva vorbim de 1100, tati. Deja cumva, altcumva sună, tati. Deci nu asta și explic. Uite acolo o biserică mică, uite de aici mâncața, sucă de acolo. Mamă, la ce șmecher e. Uite și asta e biserică. Asta e un turn. Asta e biserica aia. De acolo potarul, va să mă intru. Aici e închis. E bisericuță mică, hotel domnul. Ai închisă. Vedem cât e de închis. Ăsta e 10-20 biserici. Deja văd 5 turnuri. Cu asta e prima. Asta a fost intrarea de la oraș. Vă dați seama, mă, cum. Și cum trăiau oamenii atunci. Uite aici. Asta cu apostolii. Asta dacă e închis. E închis, mă. Dar nu e închis. Nu e închis. E prea mică. Ce-a fost aici? Deci, deja și plică. Ați un tatăl nostru, uite-ți și priză. Nu îți pare și ce. Unde e boxa? Auziți cum se aude? Ce frumoasă muzică de ambianță. 1431. Asta e un pic mai veche. 1300-1400. Asta e mai veche. Asta e altă bisericuță. Una e mai acolo. Mai ies aici la biserici, nu te chem. Eu nu mă bag eu pe centru ca poziție, dar dacă îmi dau seama. Dacă e cubic, îmi dau seama că e vechi. Uite, de exemplu, cum e acolo cubic, stradă îngustă, la fel cu multe, multe combinații. Multe combinații, stradă îngustă, la fel cu multe, multe treburi. Până în capăt nu-i mult. Până în capăt nu-i mult. Aici e o stradă, asta se vede că nu e așa nouă. Așa e nouă, se vede. Mamă, eu nu suport când tatea table din astea fiere mizerii. Uite ce faină strada asta, haide ce faină strada asta. Mă duc pe ea, mă, dar ce, uite câte biserici stai, oricum toate sunt închise. Toate sunt închise. Da, ce frumoasă strada asta. Come on, man, Chioggia, come on. Nu m-am gândit că o să am material. Ia, chiar nu m-am gândit că o să am material. Ce frumos. Bine, nu mă duc până în capăt, mă duc și departe. Am vrut să vă arăt așa cum arată o stradă, cum trăiau oamenii.
Da. 1100 e bun. Oricum e târziu. Oricum e târziu. 1100 e cam târziu. Undeva la 1300 după Cezar. 1300 după Cezar, ca și cum cezarii nu au auzit de locul ăsta. Înțelegi? Nu mai zic de ceilalți înaintea lui. Ce sunteți români, hă? V-ați stat în spate. Normal că nu vă salutați neamul. Măcar dacă eu zic că-s român, trebuia să mă salut, măcar. Salut, salut. Așa ne-am învățat noi. Uite, deci, ce aici, ce frumos. Na, vine înapoi, fac filmări și pentru tic. Da. Foarte frumos e orașul. Nu, asta e. Mă împodmolesc astăzi pe aici. Mă împodmolesc, frate, pe aici astăzi. Uitați, că mă duc, așa până un pic încolo să văd. Biserica de desubt, frumos, îmi podmolesc pe aici. Mă trebuie să mă uit și la telefon tot timpul să nu mișc prea mult. Învăț, fiecare zi învăț. Uite, să mă bag aici pe domnul ăsta, sub pasajul ăsta. Aia n-ar trebui să mă bag eu, cât pierd prea multă viziune. Mă interesează pe mine. Pasaje cu magazine. Uite, uite, de asta e construcție foarte frumoasă. Uite ce frumos e și aici. Uite ce construcția asta, ce frumoasă e. Bine că e dub aici, nu? Normal, dacă nu erau dub aici, era foarte, foarte rău. Deci, au centru istoric, da? Se plimbă cu mașinile băieți pe el, probabil că și pe aici, uite, și pe aici văd mașini. Asta nu e ok pentru mine. Ori îl păstrez, ori... Aici nu mă bagă numai magazine, ci reclame. Și așa mă uit prea mult să ferez de reclame. Foarte multe. Uite aici altă biserică, ia că cred că prindem o biserică deschisă, băieți. Că asta e și la mie ideea. Când dau un plan de oraș, să prind și măcar o biserică din 50 câte sunt în oraș. Credeți-mă, m-am uitat așa de mare, peste 10. Uite ce faină e strada asta. No. Uite ce faină e strada asta. Ia, mă duc pe aia un pic să vedeți. Uite ce faină e. Deci aici arată ciuciu mașini, dar biciclete și combinații poate fi. Și asta duce în capăt, în capăt, în capăt. Facem noi, facem. Numai să ajungem până în capăt. Pe aia fac o tură pe manevre, mai ales că mă bag repede pe biserică să nu închide, că își au program, își anunță. Program de cerșit, așa se numește. Ideea aia deschid bisericile. Așteaptă lumea să vină să doneze. Așteaptă lumea să vină să doneze. Asta și ideea. De asta și lasă și bisericile deschise. Așa s-au construit și bisericile. O veni Gheorghic, o veni Vasilică și o dona. Dar după cum văd eu, ar fi cam închisă biserica. Sau, uite cu îngerul cum se văd biserica din anul Confesiune Tutti Giorni. E bun, să vedem. Din anul, asta e nou, secolul 18, 1800. 1800 nu prea. Da, să vedem ce e aici. O poartă. Hai de capul. Mamă, dar ce frumoase. Așa e. Mai rar. Trebuie să fac o cruce. Ce biserică. Hai, Mircea. Uite, acolo stau oamenii, citesc, se roagă. La ce se referă? Cu ochelarii, Donald, tu ochelarii, te uzati.
Uitați aici, manevră cu ochelarizați. Nu? Chinezării. Da, uitați. Ce fain, doare. Au ce m-am gândit eu, să fac schimb cu ochelarii alalți. Îi pun ăștia și iau aia alalți, ha? Ce ziceți, fac păcat? E, nu iau, pun, înlocuiesc. Mamă, mamă, ce combinații fac eu în biserici. Așa. Să văd ăștia, să nu fie de orbi, dacă zi orbi, ciuciu. Le pun combinații și așa-s gratis, nu-s. No, no. No, grazie, signore. Chiar mă gândeam și-o la o prostie. No, no. No, cum am gândit, ce stai, ce fac? Fac afaceri cu Dumnezeu, cum am zis eu. Dar cu omul aia a dat, aia o să primească cine o... pentru care este rezervată. Nu am venit eu să fac eu schimburi cu lumea, da. A mi-a venit și mie ideea prostească, care avem orice om, avem idei prostești și... de multe ori nu judecăm, doar vorbim. Eu m-am vorbit și n-am judecat. Și după aia m-am dat seama că, de fapt, judecata mea e de rahat. Uitați aici, foarte frumoasă biserica, foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Nu știu ce fac oamenii ăștia în biserică, bă, că au cărți, caiete, treaba lor. Argint, uitați, din argint, cum au făcut tablouri din argint. Vedeți? Tablouri din argint. Da, dar e simplu să le faci, că faci tablouri din len și topești argintul pe el, tragi lenul afară și rămâne argintul. Argintul se face oiță și poți să-l faci cum vrei. Mai de ce frumos e. Foarte frumos. Să văd dacă găsesc că vine înapoi, îmi fac un cadru, fac și aici niște cadru, dacă nu, asta e. Ba, dar stai așa că trag un pic cu telefonul un cadru scurt aici. Un cadru scurt de 10 secunde măcar. Mamă, dar e foarte frumoasă biserica asta, extraordinară, ce câtă muncă. E foarte multă muncă aici, băgați, băgată, bă. Foarte frumos, deci frumos e tabloul ăsta. Deci mă vezi pe mine, pur și simplu. Mamă, dar câtă lumină, câtă viață e în biserica asta. Deci nici nu știu cum să vă explic câtă lumină și câtă viață e în biserica asta, vezi? Mulți mă judecați în ideile voastre că cu bisericile și cu de-aia, da? Dar cum am spus, vă spun în fiecare live, fiecare filmare care o fac,
povestea unui oraș tot timpul s-a dezvoltat de la o biserică. Așa au venit creștinii. Pe vremea aia erau creștini, nu ca acum. Erau oameni care iubeau pe Dumnezeu, știau un singur lucru, Dumnezeu, nu erau alte scrupule ca acum, păcănele și așa mai departe, da. Ieșim să vedem dacă o deschid, dacă vin, dacă o deschid, dacă o găsesc deschisă când vin. Băieților, trag niște cable. Da. Cam asta e. Nu prea vă plac turiștii, ha? Nu vă plac. Uitați la mine așa, zici că v-am furat ceva. Nu vă plac. Știu că nu vă plac. Știu, dar eu știu că nu vă plac. Numai voi de voi vă place și nici voi de voi, da? Să lăsăm noi așa să uită. Nu vă plac, dar oricum nu mă interesează pe mine de voi. Stați liniștit. Stați liniștit că n-am eu treaba voastră. Eu vin și plec. Eu sunt omul care nu mă interesează și nu vreau să-mi fac dușmani. Adică, uite aici, ce construcție antică, tipică romană. Uite de construcția asta, vezi? Asta e tipică romană. Străzile, îmi plac foarte mult străzile. Bine, aici dacă stai te obișnuiești cu chestia asta. Dar când vezi, mamă, uite ce frumos e clădirea asta. Aici ce frumos. De acolo e altă biserică. Cam. Aici e altă biserică. Camera. Aici mai e una acolo. Mai e una acolo. Tocmai în capăt am văzut una. În asta am intrat. Nu, atunci și aici e altă biserică. Am asta închisă, deschise alea mari. Asta Antonio. 1821. E bun. Uite ce frumoasă e biserica asta, papă. Mamă, dar orașul ăsta e șmecher, frate. E chiar tipicul antic, gen Veneția, ce mai uite. Gen Veneția. Deja ai văzut pe pod. Aici sunt eu. Hai să mai punem și un pic pe mine, să vedem cine e. Aici sunt eu. Apă. Capătul ăsta e apă. La fel și ăsta la capăt e apă. Deci vă dați seama, fraților, eu aici am treabă astăzi. Na, aici am treabă, nu plec eu de aici așa. Am venit aici să fug, na, aici am treabă, mă. Eu trebuie să-mi pun aici stativul. Uite aici stativul și să mă duc pe podul ăla, să mă filmez cum sunt pe podul ăla. Aici am treabă astăzi, mă. Mă duc eu de aici, ce, pe ce? Să fug unde? Na. Nu vreau să fug eu nicării. Nu vreau să fug nicări. Dar ce, apă, ce frumos e noaptea, cred că cu lumini și cu combinații. Dacă văd eu să-mi fac eu planul, că cred că rămân în seara asta aici. Aici e foarte frumos, fraților. Foarte frumos. Acolo. Aia cam, aia cam aia partea centru vechi. Ia să intrăm în biserica asta. Aici.
tot felul de chestii care le purtea lumea la gât pe vremurile alea, tot felul de chestii, vedeți? Și până și oase, tot felul de medalioane, tot felul de... Mandăm un cadru. Popii bani la cerșetori. Bine, că nu dă de la aia de buzunar. Nu, fost e la lucru. Contează intenția. Că-s bun și dacă dau, înseamnă că-s bun. Aia nu dă de la lucru de la el. Asta e o meserie pentru ei, frați. Eu pentru mine. Sunt doar niște muncitori. I-am văzut aici. Și m-am convins eu cine se ia. Da, să nu-i judecăm. Ui, cine se judece, frați. Uitați ce frate, ce mă așteaptă afară pe câmp. Yes! Okay, acum m-am duc pe partea asta. Ne-am direcția, auge. Yes, cealaltă parte. Mamă, dar asta e frumos orașul ăsta aici. Am intrat în biserica aia. Oare am intrat în ea? Da, am intrat pe cealaltă parte. Da. În biserica aia am intrat. No. Am intrat. Da, și uite așa e Chioza, băieți. Oraș papă. Ca Veneția. Ca Veneția, așa e și orașul ăsta. Aici sunt foarte multe poze de făcut, nu? Nu iese de aici. Aici nu iese repede. Aici mă blochez astăzi. Da. Pentru că v-am spus, I'm looking for history. Și asta e istorie. Și asta, nu știu dacă o să trăiesc eu, să rămân încă așa orașul ăsta, în anii mei, să zicem așa, că trăim până la 75 de ani. Eu nu cred că o să-i prind eu. Nu cred că o să o prind eu chestii noastre. Uite, altă biserică e acolo. Altă biserică. Cu partea asta e acolo. E una, două. Una lângă alta. Una, două. Și aici e alta. Și alți oameni de aici care stau aici. Dar nu mă duc pe partea. Nu mă duc, vreau să filmez partea asta, care oricum pe partea alaltă e doar traseu. Mașini, oraș. Aici trăiește oameni, fraților.
Uite, poți să-ți dai seama cât urcă nivelul apei. Uite acolo, vezi unde e galbenul ăla. Da, se vede, nu se vede. Deci acolo cel puțin 40 de centimetri. Deci până acolo urcă nivelul apei vara, iarna. Deci până acolo urcă. Deci 40 centimetri o să urce până anul ăsta. Și cu timpul va urca mai mult, că așa e sistemul. Azi, cum să topesc ghețarii, cum să... Cu mai mult. Da, nici n-am văzut o priză, măcar să-mi fac o idee. Una pe afară, nu mai stau pe cheltuiel și pe... Mamă, astăzi m-am prostit cu cheltuiel, mă, n-o fă o priză, mă, mamă, ce o grăsană, mă. Era frustrată de ea, că astea, cam așa se le frustrate de ele și când prinde momentul să se răzbune de unul care îi place și nu o bagă în seamă, atunci se răzbună. Păi nu vreau să-mi dai curent, o să că nu riscă și că las că risc eu, nu, capo. Zic, ok, am plecat, am lăsat cafea și am aruncat acolo. Că mi-a pus cafea, zic, dai ce îmi pui cafea în cutie de plastic, de ce îmi pui? Zic, cum? Zic, da, așa se dă aici la bar, în carton, pune în pahare, am zis, de ce? Ok, nu, lasă-mă, zic tu, lasă-mă, zic, nu. Am vrut să cer bani înapoi, dar n-am mai cerut bani. Am văzut că era o vaișamă frustrată de viață, că cam așa se întâmplă cu oamenii ăștia mai, care nu-i bagă nimeni în seamă să răzbună pe oameni. Da, nu-i bagă nimeni în seamă, cum am spus, de ce sunt mizerii. Și când ești mizerie, poți să faci orice, că tău mizerie o să rămâi. Doar e singurul lucru să schimbi caracterul. Dacă schimbi caracterul, crede-mă, o să ajungi de big man. Dacă rești caracterul ăsta și aștepți ca situația să-l schimbe, nu o schimbă situația caracter, tot trebuie să-l schimbi. Aici. Vă dați seama ce e aici? De ce am aici? Băi, aici, construcții vechi. De ce am aici? Nu trebuie să vin pe aici, mă duc înapoi, că asta e partea lungă, că... Poate găsesc și o priză, știi? Dacă găsesc o priză, îmi pun ochii pe aia să știu unde e și după aceea când vin mă întorc înapoi că trebuie să fac niște filmări pentru TIC, cum fac eu, pentru fiecare oraș, mai ales Chioggia. E așa un oraș cu nervi mei. Păi vă dați seama ce e aici vara? Nici nu vreau să vă spun. Uite aici o biserică, la asta am vrut să mă duc eu. Uitați pești, peștișori din aia mici. Mică ea, păi mică, că văd fundul. E mică, da, pentru ei mare, în domeniu mare. Uite aici o construcție. Îmi place genul ăsta de construcție, vedeți? Uite, jur dacă nu, mamă. Uite cu cap, 1271. Casa se numește, numărul de casă. Nu are cum să fie anul. Uite, foarte frumos. Un și o mână pe el, cu marmură. E rece. Caca, maca. Uite aici altă. Vreau să mă duc înapoi la biserica aia. Come on, Mircea. Am făcut mai multe biserici, cu atâta mai șmecher. Ăla-i capătul, vedeți? Ăla-i capătul. Dacă e acolo mă pun bine, văd Veneția. Dar o să ajung eu acolo, o să ajung eu. Deci acolo dacă mă pun bine, uitați cum arată orașul. Că vă dați seama aici... Uite, au construit pod, mă. Uite, să susțină podul ăsta. Au construit un pod și fac și pe cealaltă parte. Am știut, dacă-s constructor. Uite, au construit ăsta ca să susțină ăsta. Deja începe să... scârție. Și tot timpul când începe să scârție, devin probleme. Da. Am iar mergem pe drumul principal. Bă, sper că mă las atâta. Sper că mă las atâta pe minute. Măcar pe minute să mă les. Dacă nu fac partea, doar nicio problemă. Uite, pe acolo am trecut. Desenul la care le vedeți acolo, pe exact acum unde am trecut eu. Și pe podul am urcat acum. Chioggia. Oare la ce vine numele ăsta? Eu sunt foarte curios să știu că o să caut. O să caut la ce vine numele, la ce o dat de numire la oraș.
Unde? Aici o să fie biserica. Uite, mamă, pe asta-i șmecherie, mă, băiatule. E șmecherie. Cred că mă împun pe aici astăzi. Ai de capul meu. Da, cred că pe aici mă înfund. Pun pe aici. Trebuie o bisericuță micuță, pe sistem. Bine, că e mai lungă pe cap, ăștia. Mama, să e lungă până în cap. Să nu zici că ești cu biletele. Cama, nu zici că ești cu biletele. Dacă e după cealaltă parte. Dacă e cu biletele, să nu mă toarni. Nu zici că ești cu biletele, că eu mor când vă văd așa cu biletele. Deci nu mai îl faci pe om să dea din suflet, deci parcă e obligat. Să mă duc acolo, să mă fac cu răsucire. Uite ce frumos e aici. Și de acolo încep cu răsucirea. 1, 3, 2, 1. Mamă, uite ceva de raza aia. De unde te raza aia așa? Aici 1 euro, ofertă, dacă deja o ții pe preț, înseamnă că nu-i mai pe treabă bună, o biserică, lasă de omul cât vrea, dacă pui preț la ceva. Bisericii prinde prize în biserici, prinde prize în biserici, bine că nu o să stau eu în biserică să mă încarc telefonul, am stat într-o biserică, am stat într-una, acolo sus pe un deal, n-aveam unde vin să mă încarc din altă parte, am stat acolo jumătate de oră. I-am zis necazurile, ofurile și uite așa, sunt aici. Da, băieți, cam asta e. Asta e foarte muncă, multă muncă. Hai să mai dăm un cadru. Pe final, așa. Să fac să împreună stat biserica. Asta e. Mai merg.
cum se închide. Acum, 3 sau 4, e ferici. Mai avem până în capăt. Aici am încat țigare. Da, acum ne trebuie spre capăt. Dar am zis că eu până ajung eu în capăt, mai filmez vreo 15 biserici. Aici sunt turiști, fraților. Aici sunt turiști, nu combinații. Și... apropo, să vedem de când e biserica asta, să se dăm totuși o poveste. Din... 1741-1743. Deci, cam de atunci. Mai sunt mai multe date, da? Le-ați date numai date efective. Le-ați date efective, nu s-a dus prea mult istoria cu numele lor. Și acum, după timp, acum cu timp, se găsește și știi tu cum e? Cu cât găsește mai un om, mai ceva mai important, că ei caută nume, fraților, nume caută. Nume. Că deja bai istorie dacă nu poți să dai un nume. Dacă zici că biserica asta am construit-o eu, cine e ăla? Ha? Pace, că și ăla e constructor. Ce-au făcut ăla, a pus gresie și faianță, gata. Deja i-au pus numele pe... Deja i-au pus numele pe o biserică. Eu v-am spus, eu îmi fac chestiile, le cred cum vreau eu, nu cum vreau ei. Eu le cred cum vreau ei. Nu mă poate judeca nimeni pentru asta, nimeni nu mă poate judeca. Oricum, îmi fac o direcție de ani ca să-mi dau seama cum a fost atunci. Atunci era epoca sclavilor. Până 1800-1900, tot în lumea asta existau sclavi. 1700, 1800, 1900, sclavii nici nu aveau nume și, uite așa, s-au făcut foarte, foarte multe lucruri cu ei, înțelegi? Ei produceau mâncarea, ei făceau totul. Înțelegi, de ce nu scrie pe numele ăsta? Aici au murit 200 de sclavi, l-au chemat pe unul de ori, de base, ce? Nu contează ei, nu? Eu crezut că dacă își fac nume pe pământ, vor fi primiți în împărăția cerurilor. Nu, fapte, numele pe pământ, nu ai nevoie să-ți faci nume pe pământ. Respectă-ți numele care ți-l la maică ta cu fapte bune, nu cu biserici forțate și o clădire și ai pus-o, cum a zis unul, Doamne, uite ce am făcut în timpul vieții mele, uite așa, așa, așa. Dar cu ce le-ai făcut? Cu prihană sau fără neprihană? Păi să vezi, nu, lasă, asta deja sunt combinații. Am zis că sunt mulți care... Sunt mulți care se gândesc că... Eu vă spun aici, care au ascultat filmarea asta. Păcat că nu pot să documentez ceea ce spun, da? Când vei ajunge la judecată, îi vei cere Dumnezeu doar o secundă să te întorci pe pământ. O secundă o să-i cer. Îi spui, Doamne, dă-mi o secundă înapoi să mă întorc pe pământ. Și o să spună, de ce? Ca să mă îndrept faptele rele, să le fac bune. Hai, deja e prea târziu, nu mai se întoarce nimeni. Ești acolo, gata, judeci. Da-ți. Mulți care mor cu bani. Mamă, când ajungi la judecată, mamă, Doamne, ce am făcut mâncața? Uite că am murit mâncața, sufletul tău. Uite acolo ce vapor mare. Dar nu-mi place mie asta. Nu vreau să leg povestea mea într-un vapor. Uite acolo, pe care vă 15 etaj. O să... Excuse me. Da, mai dăm o secundă să mă întorc înapoi pe pământ. Să mă îndrept faptele. Am rămas cu 1 milion de euro în cont și vreau să le dau la tăi săraci. Nu. În timpul vieții, ce ai făcut, spune? Ți-ai ținut banii ca să ai viață lungă? Ai crezut că cu toți banii o să trăiești veșnic? Nu. Eu vreau să mor sărac lipit pământului. Absolut sărac lipit pământului. Nu trebuie absolut nimic. Nimic nu trebuie. Nimic. Pentru ce? Pentru blid de mâncare? Ce? Mie nu-mi trebuie absolut nimic. Un blid de mâncare și eu sunt mulțumit. Da, aici e capătul, băieți. Asta e ultima scară pe care vreau să urc. E o scară tip... Gen aici stătea vagabonții și vinea cu combinațiile. Da, și asta e ultima biserică. Ultima biserică a fost aia care... Uite, asta e ultima scară, la fel care voi urca până ea. Și de aici voi întrerupe filmul. Voi întrerupe filmarea. Pentru că asta e Chioggia toată. Toată care a văzut-o ea. Dacă mai bag între case, doar case strânsa. N-a nici o problemă. Cât e? 5-5 oricum, mă, Doamne. Acum urc pe pod. Urc pe pot, tati, uite aici și bancă, să stai. Ia.
Și vezi orașul pe partea asta, unde e. Uite, bancă de marmură. Acum, dăm o răsucire. Mamă, ce frumos e aici, domnul. Uite, și încă o bisericuță. S-a duce la Veneția. Și unde e Veneția? Hai că vă arăt eu unde. Undeva în partea aia. Undeva în partea aia. Acolo e Veneția. Foarte frumos, foarte frumos. Hai, acum mai mă bag la o introducere. Un pic pe oraș, pe oraș, să vedeți cam cum... Cam cum era atunci, înțelegi? Că cam așa era atunci, că... Îți dai seama după... Așa erau atunci, nu erau străzile late și așa mai departe. Erau străzile închise ca să poată fi închise. Cu cât erau mai înguste, cu atâta ele puteau fi închise. Și pe timp de atac, când închidea asta, era greu să atași. Că ăsta era și sistemul de apărare unui oraș. Să fie cât mai înguste. Păi, nici n-am cum să vă arăt. Deci, de aici, hai că trebuie să fac cumva să vă arăt. A, trebuie să pun stativul. Come on, man! Da, trebuie să pun stativul. Să... Ca să vedeți așa cam dimensiunea. Să vedeți dimensiunea cum era atunci. De? Deci atunci nu era asta. Cum? Atunci ăsta era sistemul lor de apărare. Orașele înguste, înțelegi? Și îți dai seama că fiecare își cunoștea orașul și știa cum să-și lapere, să fie fortifice. Că atunci asta era și cel mai important. Anii ăia, atunci, de 1858. Anii ăia, atunci, toată lumea să nu exista ăsta. Atunci se câștiga, atunci era lupt între religii. În anii ăia, 700, 1800, 1000. Deci era lupt între religii și fiecare încerca să atace unul pe altul, ca să-și impună religia lor. Că cam asta era atunci. Să-și impună religia. De ce crezi că a fost combinat orașul? Cum îi zice la orașul ăla? Constantinopol. El a vrut să fie centru creștinismului, dar știți cum a fost atunci? Cum și acum ăștia care se trag pe picioare și zic că mamă, că eu sunt cel mai mare șmecher și când ajunge în fața cuvântului sau în fața lupții ca să bate pentru Dumnezeu, cum zice, mamă, că îmi dau viața pentru copilul meu și așa mai departe. Nu dai tu viața pentru nimeni. Când ești cu morcovul la fund, nu știi cum să fugi. Da, stai să vă arăt așa. Mamă, dar nu prea înțeleg eu cum... Așa, hai. Aia-ți, uite, era de mare. Puteai să apere o chestie din asta. Se o blocai, o baricada, nu mai intra nimeni, tati. Nici nu mai intra nimeni. Asta e șmecheria. De? Da. Uite, mai văd una încolo. Hai. Și uite aici, l-am zis, trebuie stativ, uite, dacă nu închizi, 1982, uite aici, uite aici, 1982, o, în perete, o icoană, 1980, după 2 ani după ce m-am născut eu, da, 2 ani aveam când au făcut asta. Are ce, nu găsesc? Mamă, am găsit o pregă de bocan șmecher undeva și numai unul o fă, mă. Mamă, ce ciudă mi-a făcut, numai unul, ciudă mi-a făcut. Da, să lăsăm asta. Vreau să mă duc până în celălalt capăt ca să cunoaștem tot, dacă cunoaștem chioza, o cunoaștem toată, tati. Astăzi am intrat pe drumul principal, m-am dus pe amândouă benzi, și dreapta și stânga, pus că m-am băgat printre străduțe, la fel cum eu să duc, uitați aici, vedeți? It's ok. Uitați, cum e aici, la fel, asta era unirea între ei. Îți dai seama când ei se baricadau aici și închidea partea asta și era închisă partea asta. Se baricadau. Păi de pe case mâncați așa, băieți, te aștepta cu uleiuțul, cu smolica, cu tăci șmecherile. Erau alte vremuri atunci, erau alte vremuri. Uite, cam puteți să vă dați seama. Cum le vedeți pe astea, doamne, lasă, dumneavoastră, lasă, cam cum era un om atunci. Vezi, eu asta am spus eu, că la următoarele mele filmele level 2, eu voi fi mai mult implicat în poveste. Eu o să mă implic mai mult în poveste.
Deci, ca să dau explicații ca om și să poată să înțelege omul cam cum arăt eu în locul ăla. Înțelegi? Așa e. Nu poți să-ți dai seama o idee, să-ți faci o idee, să zici, mamă, cât e de mare, cât e de mic. Sunt curiozități. Sunt foarte multe curiozități. Aici e alt pod. Asta e pe cealaltă parte. Înțelegi? Care vine pe cealaltă parte încolo. Deci eu de aici pot să mă duc pe ălaltă parte. Pe acolo e orașul nou. Acolo e orașul nou. Dacă ar fi biserică... A, e deschisă, perfect. Perfect, tati. Așa am văzut-o. Da. Asta e și ideea, să fie deschisă fraților. Ia, că asta e cu TV, tati. O, să nu-și crezi cu plata asta. Asta e cu TV înăuntru, cu șmecherii, cu... Dar e o altă anexă a orașului. Vedeți? Aici sunt cu vapoare, tate, cu corăbii, cu combinații. Noi, de acolo vine. Vedeți, de acolo vine eu. Vedeți ce stă capătul? Veneția undeva încolo. Eu îl văd Veneția. Pur și simplu aproape că îl văd. Aproape că îl văd. Dar ce poate fi papă în direcția aia? Dacă e direcția mea, unde mă duc? Nu știu, și astăzi zici că-s cu biletele. Și astăzi zici că-s cu biletele. Da. Lasă ce biserică e asta. Asta e din asta, mai șmecherită. Lasă, 1200. Pe asta da, mă, uitați cum a arătat înainte. Așa arată și acum. 1200. Inizia construcțiune, Comisia Duminica Chioza. Began, 1287, began construction, Dominican complex in Chioggia. English and general captor border in Island located near the bridge in the corner. Chioza was destroyed after the war against Genova. Mamă, se băteau așa între ei. Ei cu Genova, n-au, cu genovezii se băteau. Orari. Aici nu-i. Mamă, băieți, cu bilete, si paga acolo? Parla degli studi fatti sulla sindrome di Torino. Ma non puoi fare un po' di video? Bisogna fare il biglietto per accedere. 10 secondi. 10, solo così. 1, 2, 3. Sì, qua. Se qui all'ingresso, sì. Sì, qua. Guarda, sei lì. Hai fatto video fino adesso 800 chiesi. 800, non una. Este cam așa arată 1200, 1100. Mamă, pe aici ce s-a face aici? Deja, fiind cea mai veche, cu Genova. Da, grație. Bună giornata. Bună giornata. Uite acolo cum e cerul. Da, ăla e tablou. Ăla e tablou 3D. Deci, aici generație. Aici deja e o biserică care profită foarte, foarte mult de oameni. Le-au prins slăbiciunea și deja le-au băgat din ăla 3D pe tavan, cu becuri, cu lumini, ca raiul. Le-au făcut rai pe tavan. Și cu becuri, o proiecție 3D acolo. Da, asta e bagabonțală, nicio problemă. Treaba lor, rămâi cu filmarea ta. Oricum, în filmarea, dacă nu am putut să o filmez, o să-mi dau seama cam despre ce e vorba. Și atunci știu cam cum să apreciez chestia asta, știi? Da, asta așa știu să o apreciez. Ca hoție. Nu o să faci nimic într-o biserică, intră toată lumea, e publică. Nu am eu chef să mă bat eu cu ei. Uite. Ăla-i boschet. N-am eu chef să mă cert eu cu ei, că dacă aș vrea să mă cert cu ei, așa aș intra, nu omii mie. Sunt bun eu și la certul, credeți-mă, că și la ceartă sunt foarte, foarte bun. Nu s-o chiar de aruncat pe ceartă, da? Am vrut, dacă era să le arătam că intru, dar pentru ce să mă lupt? Care e ideea să mă lupt? Să arăt eu că ce? Dar oricum e business și nu mă atrage sufletul. Dacă nu era business, da. E business. Au pus proiecții să combine pe bătrâni și să le dea 30 aparte din salar. 30% din salar. Așa și le dă 10% italienii. Au mai pus două proiecții pe tavan, 30% le ia acum. Băieți, uitați aici, vedeți becul pe tavan. De-aia și v-am făcut un pic pe tavan, să vedeți. Aia era proiecție. Frumos cu lumini, cu s-aprindeau. Și au zis că, băieți, ați văzut asta, nu? Așa o să arete raiul. Mamă, ce frumos!
30%, cum să nu, 40% îți dau, nici nu mai trebuie pensia. Direct semnezi pe numele tău, come on, man. Asta e biserica, oameni buni, da, asta e o biserică de afaceri, deci aici dacă aveți afaceri, liniuțe, jucați poker înăuntru, puteți liniști să faceți, că biserica asta doar pentru asta e și făcută. Eu pe partea asta nu mă duc, pentru că acolo nu e absolut nimic, ăsta e centru istoric. Și cam ăsta e, mă duc și pe partea, mă duc pe altă stradă. Mă duc pe altă stradă, să ies la drumul principal, să mă duc în capăt și să încep să filmez pentru altă manevră. Stați așa. Mă bag pe altă stradă. Nu, nu, că trebuie să mă bag pe aici ca să încep din capăt. Să încep din capăt cu... Mamă, cred că noaptea ce frumos e aici, noaptea cu becuri, pe apă, frumos. E foarte frumos. La fel și Veneția, îți dai seama, și Veneția. E un oraș. Ăsta nu prea are istorie. 1100 nu prea. Am fost în spate, am văzut anul 9, anul 5. Deci anul 5, nu secolul 5. Deci anul 5. Când zic anul 5, înseamnă anul 5 după Hristos. De la moartea lui Iisus, de când s-a născut Iisus. Deci Iisus avea 5 ani, Iisus, când înseamnă anul 5. De atunci se calculează anii, de la nașterea lui Iisus. Nu de la moartea, că mulți zice de la moarte. Nu e de la moarte, că de la nașterea lui Iisus. Iisus a murit în anul 40, Iisus. 40-45. La Roma, acolo sunt toate combinațiile. Acum, știți cum e, trebuie să construiască mai multe povești ca să fie împinse pe mai multe idei. Cine construiește povestea? Uite acolo. Plasme la Tomberon. Mamă, mamă, câte am văzut și acum televizoare plasme la Tomberon. Ce-mi place, uite așa, vezi? Așa îmi place mie, uite așa. Vezi? Foarte mult îmi place. Prea multă perfecțiune, pământul drept, șlefuit. N-ai șlefuit bine, nu-ți dau banii, cum făceam în Anglia. Lasă așa mai rustic, ziceam, mai glumeam cu ei. Bine, că știam că vine șlefuit, dar ce lasă așa mai rustic, mai șmecherii. Nu, 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 vreau șlefuit bine, bine, că dacă nu, nu-ți dau banii. Ok, boss, șlefuim, gata. Uite așa, tati. Nu, domnul Augustin, trebuie șlefuit bine aici. Ia, domnul Augustin, aici un pic de PVA, uncle, un pic de PVA, pam, bam, bam, un pic de vopsa, prima dată dai ce cade jos, PVA, ai dat o mână de ciment, l-ai tamponat cu pungă, că asta înseamnă tamponare, ai tamponat cu pungă, ai tras punga, când ai tras punga, se lipește pe pungă și rămâne așa. Care nu știi să faceți din astea, haideți că vă arăt eu. Sau îl tragi cu drișca de burete. Cu drișca, cu, nu știu cum se zice în altă limbă, eu așa zic, drișca. Hai. Cam asta e. Da. Ai, mamă, s-a umplut de turiști mâncați așa. Da, băieți, cam asta e și șmecheria. Trebuie să-mi fac o prezentare, unde să fac, pe podul ăla. Dar sunt foarte mulți turiști. Să fac o prezentare, cum zic eu, o prezentare de subiect. Dar acum vin toată lumea și după aceea se uită la mine în gură. Unde am vrut să iau după partea asta. Asta cum se vede pe partea asta. Asta vede, ok. Așa. Ai lemnul ăsta, nu-mi dă bine. Mama, m-a venit smardoie. Uite, vezi și-ați bagabon, vezi și-ați bagabon, nu fă la școală, o fugi de la ore, vezi? Nu-i trimite pe ăștia nimeni la lucru, numai pe mine mă trimite. De ce? Nu poate lucra. Pă, o lucra și stai liniștit. Numai pe noi ne trimiteți la muncă, pe ei nu. Și le da și bani să-ți dea. Glumesc. Da. Ia să vedem așa cum se vede. Uite, stai englez. Asta atâta găsiți. În altă parte nu o să găsiți, mister, istorie. În America nu o să găsiți nicio istorie. Da. Cam asta e, băieți. Asta e Chioza. Se văd ce fac niște filmuri pentru TIC. Și atunci probabil că o să mă duc mai departe. Dacă o să nu am idei, atunci o să-mi caut idei. Trebuie să mă duc înapoi pe biserică, să caut bisericii deschise, ca să pot să dau idei despre ce e. Asta e capătul. Intrarea a zis acolo unde e, ăsta e capătul. Mai departe, vedem ce facem. Știu unde stă un om, exact lângă cameră. Și
și atunci mai departe vedem pe față și cum putem să vedem. Dar ce să vă spun, cam ăsta a fost orașul, ne vedem poate filmări în alte proiecte. Și cam atât dacă nu. V-am pupat, o zi bună, dar ne ajută. Uitați unde este omul. Da. În spate la cameră a stat. Aici mi-a ținut telefonul. Cam asta a fost, băieți, am pus să stau cu setea la mine în gură să vorbesc. Mai am pis și ghicea și ce limbă. Nu vreau să le zic eu că-s român. De ce să le zic eu că-s român? Nu vreau să le zic că-s nimic. Aici am, e pentru ei aici. De ce am făcut călătoria asta să le dau la fiecare cu subsemnatul? Că de unde vin? Ce fac? Dar ce, întreabă pe ei cineva de unde vin? Nu întreabă pe ei nimeni. Pe ei nu întreabă nimeni de unde vin și unde pleacă. Nimeni nu întreabă. Doar pe mine, că mă vede cu o geantă în spate. Eu nu sunt obligat să le dau eu lor indicații despre mine și ceva. Eu nu am nicio obligație față de nimeni. Absolut față de nimeni, nici o obligație n-am. Eu n-am început călătoria asta pe spatele lor. Chiar dacă o fac pe spatele lor, o fac o poveste. Și dacă fac o poveste, atunci nu am de dat o indicație la nimeni. Da. Asta e și povestea, băieții. Asta e și șmecheria. Ce să vă spun? Ne auzim în altă poveste și în alte combinații. Chioggia, mamă, mamă. Mă, uitați acolo un vapor în spate, foarte mare. Ăla duce până duce și pe aia duce până merge. Sunt aici la goarda de castiera, închis stativul și încep de pe partea asta, altă filmare. Nu știu cum să fac filmare aici. Foarte mulți turiști, mă. Și mașina, mizerii din astea. Nu pot să fac o filmare de mașini. Normal acolo trebuie să-mi pun stativul, nu pot, ia. Aici nu se vede șmeche, nu se înțelege nimic. Da, asta e. Cam de aici începem prima filmare. Acum am tot împotrivesc. Un pic, uite, și motoretele astea. Tribă în cava Artemnița să vă mănânce de mizerii de fiere. Astea-s mizerii de fiere. N-am de unde se trag. E bicicletă, că... Motoreta direct în fața scării, n-am. N-am de unde aici. Aici unde era motoreta. Unde era motoreta, da, era perfect. Evitam să încerc de pe cealaltă parte. Hai să încerc de pe cealaltă parte. Să-mi pregătesc primul cal, după aia închid telefonul. Da, nu mai. Vezi că e greu să faci poză, mă. E greu să faci anumite chestii, că nu ai anumite chestii. Da. Ceva de aici. Da, cam asta e. O zi bună, gașcă. V-am pupat. Și ne auzim. Când ne auzim și ne vedem, când ne vedem. Aici sunt eu. Asta sunt eu, băieții, cam asta fochioza. Asta e, uite aici o caracatiță cu piatră. Da. E marmură, e caracatiță. Octopus, asta e Mr. Octopus. Vedeți? Da, cam asta e șmecheria, băieți. Și asta e chioza. Să văd că am nevoie de 35 de cadre. 35 de cadre e multă muncă. Trebuie să mă duc înapoi în spate și să încep să iau bisericile și să caut să mă combin cu asta. V-am pupat, o zi bună, Doamne ajută și ne vedem. Pa, pa!